Numeroși proprietari de apartamente care au beneficiat de izolații termice au de achitat circa 1 milion de lei partea de cofinanțare a lucrărilor. Proprietarii aveau de achitat 20% din costurile de reabilitare. După cum se știe, programul de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuință, respectiv programul de reabilitare termică, instituit prin ordonanța 18 din 2009, prevede ca finanțarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor să fie finanțată în proporție de 50% de către bugetul de stat, 30% de la bugetul local și 20% asociațiile de proprietari. Partea de finanțare pe care trebuia să o suporte proprietarii, respectiv 20% din lucrare, se ridică la aproximativ 10 miliarde de lei vechi. Primăria Târgu Jiu nu a reușit să recupereze prea mult din această sumă. Suma estimativă este de aproximativ 1 milion de lei, dar, am spus, în ultima perioadă, chiar la începutul anului, au mai fost achitate dintre aceste restanțe. În cazul în care aceste datorii nu vor fi recuperate, primăria amenință că merge în instanță. Între timp, lucrările de reabilitare, începute prin Programul Național de Reabilitare Termică, continuă chiar și în această perioadă.